Sunt sincer îndurerat de tragedia familiilor îndoliate și transmit personal sincere condoleanțe. Ca ministru al afacerilor interne, prima mea datorie este să mă asigur că este lămurit complet și întreg adevărul cu privire la aceste împrejurări. Pe baza stabilirii întregului adevăr, asigur că orice neglijență sau vinovăție constatată în cursul anchetei va fi supusă rigorilor legii. În acest scop, am dispus, în limita competențelor pe care le-am ca ministru al afacerilor interne, un control complet care să fie efectuat de Corpul de Control al Ministrului pentru a crea cadrul juridic profesional și desfășura expertiza necesară pentru investigarea minuțioasă a întregului lanț de evenimente. Ministerul Afacerilor Interne va comunica transparent asupra acestei anchete. Concret, după finalizarea evaluărilor, ofițerii din cadrul Corpului de Control al Ministrului vor prezenta concluziile, iar în funcție de acestea și de judecata mea asupra lor, vor formula propuneri conform cadrului legal către instituțiile competente. De asemenea, concluziile acestui raport vor fi făcute publice cu respectarea legislației în domeniu. Pe de altă parte, reiterez solicitarea pe care am formulat-o repetat încă de la preluarea mandatului de ministru către toate structurile de poliție și parchet, inclusiv și mai ales structurile specializate, să abordeze energic, frontal și complet fenomenul traficului de droguri și a crimei organizate. Consumul de droguri este stimulat de multiple cauze. Unele țin inclusiv de educație, dar până la rezolvarea acestora se impune combaterea cu toate forțele și instituțiile statului a traficului de droguri, a traficului de persoane și a crimei organizate. Sancționarea consumatorilor și posesorilor este o dimensiune importantă a luptei cu drogurile. Dar dimensiunea esențială este identificarea, inculparea și condamnarea marilor dealeri, marilor distribuitori și a rețelelor de crimă organizată. Acest lucru trebuie făcut indiferent de conexiuni sau complicități care s-ar putea descoperi în jurul traficului de droguri. Aceasta este o prioritate declarată a Ministerului și solicitată de mine, ca ministru, tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne, iar tragicul accident de la Vama Veche nu este decât un dramatic argument în plus pentru a menține această prioritate. Există suficiente strategii de combatere a traficului de droguri, a traficului de persoane, a grupurilor de crimă organizată, a corupției, pentru că aceste flageluri sunt toate legate de inelul corupției. Dar ceea ce se impune acum, cât nu este prea târziu pentru noi ca societate, este acțiunea concertată, acțiunea practică, concretă în teren, a tuturor instituțiilor statului în lupta cu drogurile, traficul de persoane și crima organizată. Încă de acum 2 luni, de când am preluat mandatul, am cerut imediat poliției lansarea unor operațiuni ferme de combatere a infracționalității. Demers rezultat în 20.994 de acțiuni operative desfășurate sub numele operativ Blocada. De asemenea, acum o lună de zile, în cadrul întâlnirii cu conducerea operativă a Inspectoratului General al Poliției Române, am cerut expres alinierea planurilor operative la prioritatea combaterii traficului de droguri, a traficului de persoane și a grupurilor de crimă organizată. Sunt deja în curs planuri operative de abordare a acestor flageluri și ele vor continua până la destructurarea rețelelor de dealeri și de crimă organizată. dincolo de măsurile dispuse deja la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Am inițiat și voi continua o acțiune de concertare cu toate instituțiile de siguranță și ordine publică, inclusiv cu parchetele specializate. Dar trebuie să fim conștienți că după zeci de ani în care flagelul drogurilor a fost abordat marginal, această luptă va fi de durată, va cere sacrificii, resurse și un front comun al tuturor instituțiilor, de la Parlament și până la justiție, al întregii societăți românești, dacă vrem cu adevărat să o rezolvăm. Asigur întreaga opinie publică că voi arunca în această luptă toate forțele cu competență legală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Aceasta a fost declarația pe care am susținut-o. Domnule ministru, o scurtă întrebare. Conform regulamentelor interne ale polițiștilor, în momentul în care un șofer este prins la volan și are în interiorul automobilului stupefiante, droguri, se impune testarea cu trafic? Toate aceste întrebări cu caracter tehnic vor fi lămurite în cadrul controlului. Pot să vă spun însă cu caracter general că legea prevede obligativitatea controlului drug test în cazul unui accident. Dar, repet, toate chestiunile cu caracter tehnic vor fi lămurite profesional, transparent, rapid, de către Corpul de Control. Câte aparate drug test erau în județul Constanța în momentul în care a avut loc? În acea seară, repet, sunt detalii pe care numai Corpul de Control le poate stabili. Orice speculație a mea sau orice răspuns aș da pe o problemă tehnică ar putea cumva submina credibilitatea acestui control. Nu doresc să dau niciun fel de indicație sau instrucțiuni Corpului de Control. Doresc să aflu întreg adevărul. Și veți afla inclusiv numărul de aparate. Vă simțiți oarecum vinovat, măcar pentru ceea ce s-a întâmplat acolo? Vinovații vor fi stabiliți în funcție de prevederi legale și constatările din teren. Dar dumneavoastră aveți un sentiment de vinovăție pentru ce? Am sentimentul că din prima clipă în care am pășit în acest minister, și am și conștiința, nu numai sentimentul, am stabilit această prioritate de luptă cu drogurile, cu traficul de persoane și crima organizată. Sunt documente publice în acest sens. Nu facem speculații, pentru că știm că mereu când începe sezonul estival, poliția română spune 300 de aparate radar. Această informație nu poate fi certificată decât de un document oficial. Orice informație am, și am în acest moment informații, evident, ar putea fi speculată în cadrul controlului sau ulterior în funcție de rezultatul controlului. Vă rog. Da, de ce nu s-a verificat dacă are asigurare? Poftiți? Toate aceste întrebări de ordin tehnic le vor stabili organele de control. Înțelegeți că nu este... Ceea ce investigăm acolo, prin Corpul de Control, este dacă lucrurile s-au desfășurat profesional și în acord cu legea și regulamentele. A trage concluzii acum, fără aceste informații verificate, de către oameni independenți, echivalează cu același demers de a fi neprofesionist, de a mă antepronunța. Ori acest lucru nu pot face. Când ați aflat detaliile pe care nu le-am prezentat astăzi din partea Poliției Constanța? Au fost informări din weekendului sau și dumneavoastră ați aflat astăzi? Am fost informat despre incident și am cerut imediat desfășurarea de investigații. E adevărat că singurul polițist care știa să folosească drag testul din acea zonă era în concediu medical? Există această informație, dar repet, ea trebuie certificată oficial. Domnule ministru, în ceea ce privește responsabilitatea pe care și posibilitățile pe care ministerul pe care îl conduceți le are, știm foarte bine că Ministerul Afacerilor Interne are inclusiv această posibilitate de a iniția proiecte legislative. Vedem că legislația de până acum nu i-a convins, iată, nici pe dealer, nici pe consumatori și până la urmă nici pe cel care a cauzat această tragedie să nu se duce sub influența drogurilor la volan. Schimbări legislative se preconizează din inițiate de Ministerul Afacerilor Interne. Aveți în plan să introduceți pedepse poate mai dure pentru cei care consumă, pentru traficanți. În primul rând, aș dori să spun cu caracter general că politica penală a statului, deci legislația penală, este, dacă vreți, chiar monopolul Ministerului Justiției. Și pot să vă spun, de asemenea, că a fost ministru de Justiție, că avem suficientă legislație, avem suficiente strategii, am și menționat acest lucru în declarații. Ceea ce este acum important este în teren ca ele să fie puse în aplicare. Instituțiile să colaboreze, să se coordoneze, să lucreze integrat. Este ceea ce încercăm încă de când am venit aici în minister. Am cerut această integrare a instituțiilor. Nu este exclusă în viitor o modificare de legislație, dar vă spun că în momentul actual există suficientă legislație, suficiente strategii, suficient cadru strategic planificat să se lupte cu acest flagel. Trebuie doar puse în aplicare și, e adevărat, trebuie și resurse. Și resurse, mai ales umane. Dumneavoastră, domnule ministru, ce nu funcționează astfel încât legea să fie aplicată iată cât mai bine și să nu vedem astfel de tragedii? Unde este veriga slabă? Sunt mai multe veri slabe. Lipsă de resurse umane. Acest minister are 35.000 de cadre pierdute, între ghilimele, din rândurile sale în ultimii ani. Pregătirea profesională, stabilitatea acestor profesii, perspectiva pe termen lung, ghid de carieră, statut modernizat, dotări tehnice, sunt numai șapte lucruri în care trebuie să ne lansăm în reconstrucția acestui patrimoniu instituțional, logistic și normativ, ca să repunem poliția și numai poliția, toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, pe un standard pe care ni-l dorim cu toți. Este o luptă, este o lucrare care va dura, dar ea e începută, pot să vă spun lucrul ăsta. Nu mulți ani, dacă există voința politică în spate și ne punem pe treabă, ceea ce și facem. Nu mai mult de 2 ani. Nu mai mult de 2 ani. Un an de zile e suficient ca să modernizez legislația, deși, repet, din perspectiva mea avem suficientă legislație. Resursele pot fi alocate într-un an bugetar 2. Pregătirea profesională durează. E important și stabilitatea acestei profesii, pentru că tot pierdem profesioniști care pleacă în pensie exact în vârful maturității, atunci rămânem în teren cu oameni care au un an, 2 de experiență. Revenind. Se impune ca șeful IPJ Constanța să-și dea demisia? Dacă se va impune în urma acestui control, nu o să am ezitări nici cu privire la acel șef, nici cu privire la alți șefi. Dar deocamdată vreau să aștept acest control, vreau să lucrez pe procedură, pe lege, profesionist, astfel încât orice decizie voi lua să fie în afara oricărei critici și să meargă către rezolvarea problemei. Nu către un paliativ. În locul cui? Nu pot comenta acest lucru pentru că nu știu ce date a avut la dispoziție, vom afla acest lucru, nu știm dacă și unde și cine a greșit acolo, în ce moment operativ, ce măsuri se puteau lua, cum se puteau suplini dacă au fost aceste neglijențe. Toate aceste lucruri se vor lămuri în cadrul controlului. Sunteți de acord că această tragedie putea fi evitată? Evitată în sensul că toți acești factori au contribuit la producerea ei. Tot lanțul cauzal complex, de la fapta celui care a săvârșit acest accident până la tot ce a fost în jurul lui ca familie, instituțiile statului și așa mai departe. Atunci, cum explicați, domnule ministru, că a început anul DICOT a renunțat la urmărirea penală a făptașului pentru posesii de droguri, deoarece DICOT a considerat că avea asupra sau cantitate mică? Oare nu cumva dacă ar fi fost trimis în închisoare, nu s-ar mai fi întâmplat acest lucru? Erați ministru al Justiției. Da, ministrul Justiției nu judecă dosare penale, cum știți, dar nu vreau să evit răspunsul dumneavoastră, ceea ce cred că trebuie făcut în astfel de situații, unde fapta de consum nu prezintă aparent gravitate deosebită, aparent, deși orice consum este grav în sine. Cred că trebuie mers mai departe un pas și aflat de la cine ia, de câte ori ia, e un dealer, e un furnizor ocazional, există o rețea. Astea sunt lucruri unde trebuie să meargă procurorii și polițiștii mai mult. Să investigheze rețelele de distribuitori, pentru că altfel doar consumul în sine reprimat nu rezolvă toată problema. Sancționat. Iar n-ar fi putut fi reținut pentru că am înțeles că s-a fost găsite un joint și 4 pastile de diazepam. Nu implică posesia de substanțe. Vedeți dumneavoastră, răspunsul la această întrebare poate fi unul simplu și aș putea să vi-l dau de departe de aici, de la București, care a fost și prima mea reacție mentală, dacă doriți. Dar un investigator profesionist intervievează pe cel în cauză, se informează cu privire la împrejurări, vizionează filmul de pe camera web care polițistul o avea, este analizată imaginea cu un psiholog. Se iau în considerare toate aceste elemente pentru a se stabili dacă, într-adevăr, în acel moment existau suficiente indicații că este mai mult acolo decât, eu știu, o simplă conducere neglijență, pentru că la testul de alcoolemie a ieșit 0. Deci... Încă o dată, sunt aspecte tehnice pe care numai controlul le poate rezolva. Dar tot ce pot să vă promit dumneavoastră acum este că nu plec după această declarație și nu ne mai întâlnim cu rezultatele controlului. Și atunci vom discuta toate aceste aspecte tehnice. Am și spus, m-am angajat, concluziile controlului vor fi publice. Câte aparate drag test are poliția română în momentul de față? Nu aș putea să spun pe din afară câte aparate drag test are. E adevărat că era un singur aparat drag test în acea zonă, Mangalia, Vama Veche? Încă o dată, am și eu această informație, dar ea trebuie verificată. Dar vi se pare normal prin sezon estival să fie un singur aparat de drag test și polițistul care se ocupă în concesiu? Mi s-ar părea normal ca fiecare polițist să aibă la el un aparat drag test. Întrebarea e de ce nu are fiecare polițist un aparat drag test la el, comportă multe răspunsuri care merg pe mulți ani în urmă. Domnule ministru, vorbim despre un caz care vedem poate bine a șocat opinia publică, până la urmă a șocat pe toată lumea și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră, intenția de ministru, cel care conduce evident acest minister, considerați că poliția și-a făcut treaba de a proteja pe cei 8 care se aflau pe trotuar și care au fost loviți de acest intimid. Dar dumneavoastră considerați că poliția și-a făcut această îndatorire de a proteja cetățeanul? E o întrebare foarte generală. Dumneavoastră vă referiți la protecția lor ca pietoni, adică de a fi însoțiți? Protecția pe care poliția... Protecția poate să fie directă sau indirectă. Directă în cazuri reglementate de lege și indirectă prin tot ansamblul acțiunilor operative pe care le desfășoară poliția, preventiv sau pentru a constata și sancționa infracțiuni, potențiale infracțiuni. Deci toate aceste elemente tehnice, repet, vor face obiectul controlului. Întrebarea dumneavoastră cere un răspuns general care presupune o serie de verificări în concret. Unde erau acești tineri, cum se deplasau, unde se deplasau, cum era mașina, de câte ori a fost, eu știu, intervievat respectivul până să producă accidentul respectiv. Toate astea sunt chestiuni tehnice. Sunt informații publice, dar eu nu pot vorbi doar pe bază de informații publice. Pe mine mă obligă funcția să oblesc pe informație verificată, certificată. De aceea am dispus un control. Chiar de la Corpul de Control al Ministrului. Da. Într-o conferință de presă se presupune că Inspectoratul Județean de Poliție a făcut deja propriile verificări înainte să facă publice aceste informații și de aceea vă cerem să comentați sau... După cum vedeți, sunt aici și răspund la întrebări. Despre aceste informații, în baza acestor informații care au fost făcute publice chiar de către cei din... Și asta încerc să vă spun. În acest sens să ne răspundeți, dacă dumneavoastră considerați sau nu că și-au făcut treaba. Un răspuns e prematur în acest moment, până la finalizarea controlului. Întrebarea și avea legată de declarația făcută de șeful IPJ Constanța. El și-a început acea declarație spunând că în noaptea respectivă au fost făcute 57 de teste cu etirotesturi și 6 cu drag testuri. Sunt multe sau puține? 6 drag testuri într-o noapte în august. Deci, repet, o astfel de întrebare va primi răspuns când e întrebat dacă aveau la dispoziție și alte resurse, dacă i-au fost repartizate, dacă au avut fonduri bugetare, dacă le-a cerut. Ce face strategia? Deci cum de tocmai Vama Veche a fost ocolită în plin sezon estival, adică... E o întrebare legitimă, repet, controlul va răspunde la toate aceste întrebări. Domnule ministru, vorbiți despre lupta antidrog, dar la poliția animalelor sunt mai mulți oameni decât la antidrog. Când se va schimba această balanță? Când vom face evaluarea Ministerului și sub aspectul alocării resurselor, da? Cum spuneți și dumneavoastră, un minister care de mulți ani de zile nu a fost trecut printr-o revizie, între ghilimele, din punct de vedere instituțional. Știți de ce v-am întrebat? Până merg pe teren polițiștii la Fetești, de exemplu, da. Și 6 drag testuri se fac uneori în 30 de minute, cu un singur aparat. Da, așa cum v-am spus, mi s-ar părea normal ca fiecare polițist rutier să aibă o trusă în care să afle un astfel de drag test. De acord cu dumneavoastră. Da. Dragă domnule, sunt de acord cu dumneavoastră, dar aceste lucruri nu se pot rezolva peste noapte. Ce înseamnă că șoferul nu prezenta semne specifice consumului de drog? Am zis dacă. Am zis că asta, Corpul de Control ar trebui să lămurească acest lucru, pentru că acolo... Cum evaluăm asta? Ce studiau? Modul în care probabil discută, cum se manifestă, dacă este conștient, dacă este coerent, dacă este, eu știu, îndeplinătatea facultăților după toate aparențe. Dar faptul că cele două echipaje l-au oprit și nimeni n-a sesizat că nu are poliția cea valabilă... Cum să spun, dacă strict luăm în calcul această informație, da, poate fi considerat o neglijență, fără îndoială. Dar toate aceste lucruri, încă o dată, trebuie stabilite profesionist, pentru că pentru că pot urma măsuri. Aceste măsuri, la rândul lor, pot fi contestate legal. Eu trebuie să am grijă, ăsta e jobul meu acum, să am grijă ca această acțiune să se desfășoare legal, procedural, temeinic, competent, rapid, astfel încât orice decizie vom dispune să fie o decizie fundamentată și o decizie corectă, o decizie dreaptă. Pentru că așa cum este incorect să lași pe cineva care a greșit nesancționat, la fel de incorect este să sancționezi pe cineva care n-a greșit. Ori pentru a stabili cine a greșit acolo, dacă a greșit cineva și în ce măsură a greșit și cine n-a greșit, e nevoie de un demers profesionist. Nu este un demers pe care să-l facă un ministru din București. Nu e atribuția ministrului aceasta. Atribuția ministrului să pună în mișcare mecanismele legale. Și eu le-am pus în mișcare. Și voi continua să le pun în mișcare. Este exact și dorința mea să mergem către traficanți și mai puțin către consumatori. Insuficienți din punctul meu de vedere. Nu aș putea să vă dau o cifră, dar nu este o cifră care să arate un rezultat palpabil în acest moment. Domnule ministru, cum e posibil totuși să nu vi se fi verificat polița de asigurare? Am răspuns anterior la această întrebare. De câte ori să vă răspund? Vă mai răspund o dată. În mod normal trebuia verificată. Ce pot să spun mai mult? Asta pot să spun ca un cetățean chiar și fără funcție. Dar oficial acest lucru trebuie stabilit. Deci vi se pare... Okay, cum au procedat polițiștii? Încă o dată, dumneavoastră mă invitați în mod repetat să dau un verdict asupra întregii acțiuni acolo. Indiferent de convingerea mea, nu am putut să fac lucrul ăsta până când nu am un raport de control pe masă. Uitându-ne acum la finalul verii, că nu mai mult din august, la ce au făcut copierii, jandarmii, polițiștii de frontieră în timpul sezonului estival, sunteți mulțumit de rezultate? Știți care e regretul meu? Că toate aceste rezultate obținute în cadrul operațiunii Blocada, 30.000 de acțiuni aproape, cu mai mult de 10 criminali prinși în mai puțin de 48 de ore, cu cazul complicat cu cel care a fost urmărit de dos 7 zile și prins pe un câmp și multe, multe alte lucruri. Trec în umbră în fața unui astfel de incident care pune în cauză evident performanța și profesionalismul poliției în ansamblu, ceea ce acest lucru din păcate nu este, cum să spun, nici riguros și este regretabil. Sunt mii de oameni care își desfășoară activitatea profesionist în fiecare zi, cu care eu mâine trebuie să lucrez. Infractori sunt și mâine, și poimine, și răspoimine. Cu acest aparat trebuie să lucrăm. E un aparat compus din oameni remarcabil și aparat compus din oameni care sunt mai puțin pregătiți. Aparat compus din oameni care au sclipiri și rezolvă cazuri complicate, dar și un aparat care e compus din oameni care poate nu sunt la zi cu pregătirea profesională, n-au flerul necesar sau nu demonstrează diligența necesară, care n-au instinctul să facă ce trebuie să facă într-un anumit fel, deși sunt în cadrul regulamentului, dar le trebuie ceva mai mult. Pentru că sunt de un an pe stradă, recrutați de puțin timp, fără pregătirea profesională suficientă, cu o experiență limitată și care pui sub presiune poate greșesc. Ori drama este că ansamblul activității este pus în cauză de aceste neglijențe, dacă sunt, și vor fi demonstrate de Corpul de Control. Dar cu acest aparat trebuie să merg înainte. Și în paralel să încercăm și reforma, să le asigurăm și un statut profesional pe termen lung, să discutăm și la Parlament pentru legi importante. Cu el trebuie să ne facem treaba. Cu el lucrez. De mâine în continuare. Deci eu nu pot să pun în cauză activitatea întregului Minister al Afacerilor Interne. Nu am dreptul ca ministru să spun în ansamblu poliția face sau nu face, ci în concret în fiecare caz în parte, în funcție de ce se demonstrează în fiecare caz în parte, de ce rezultate dau investigațiile, în mod profesionist, să spun aici s-a greșit, aici nu s-a greșit, aici a fost bine, aici n-a fost bine. Dar sunt multe cauze care vin din urmă. Asta e un alt regulă. Sunt deja dispuse în curs măsuri. Acel plan Blocada nu înseamnă doar să iasă pe străzi și să, eu știu, culeagă carnet. E un plan complex care merge de la infracțiuni simple până la infracțiuni complicate. Și sunt mii de oameni care zilnic muncesc în cadrul acestei acțiuni. Sunt și alte operațiuni în curs, unele despre care n-aș putea să vorbesc în acest moment. Nu am venit aici doar ca să ocup o funcție în plus. M-am gândit foarte serios când am acceptat-o și nu cred că cineva mă suspectează că am descoperit problema drogurilor sau a traficului de persoane sau a grupurilor de crimă organizată ieri. Am inițiat în 2020 special o strategie în acest sens și am invitat și așezat la masă 4 instituții. Și am găsit înțelegerea atunci să facem o astfel de strategie de combatere a traficului de persoane, a crimei organizate și a drogurilor. De spun că există strategii. Ele trebuie să puse și în aplicare. Am atras public atenția asupra fenomenului interlopilor încă din 2011, mă puteți verifica. Există o declarație în care atrag atenția că acest fenomen va crește până în punctul în care va fi greu să-l controlăm. Acum 10 ani. Am venit aici la minister în special datorită acestei probleme. De aceea sunt și foarte revoltat de ce s-a întâmplat, de aceea sunt și foarte determinat să continue această acțiune. Știu că nu este un drum ușor, că pe parcurs vor fi poate multe sincope, dar sunt foarte determinat să-l continui. Înțelegeți? Oare și o problemă de comunicare între structuri, dacă acest autor a fost cercetat de viitor pentru posesiune, dacă au polițiștii au mers la casa având un episod psihotic și părinții declarând că este cunoscut ca fiind consumator de droguri, nu trebuia să ajungă această informație și la brigada rutieră? Mai avea dreptul să conducă o mașină? Toate aceste informații ar trebui integrate. La acest moment nu se integrează între instituții toate informațiile. Asta e o mare problemă și sunt programe inclusiv de echipare tehnică și tehnologică a instituțiilor de aplicare a legii din poliție și din parchete, astfel încât informații să ajungă într-un singur punct să fie împărțite între toate aceste instituții într-un mod instantaneu. Plus, din punctul meu de vedere, și în meseria de polițist, și în cea de procuror, fără să mă erigez în specialist, dar totuși e un domeniu în care am activat profesional și înainte de a fi ministru. E suficientă aplicarea strictă a regulamentelor și a legii? Sau mai trebuie ceva în plus? Un instinct, un flair, o experiență anterioară, un sfat pe care l-ai primit. Adică ceea ce intră în conceptul de meserie furată, între ghilimele, și nu doar învățată. Ori pentru genul ăsta de abilități, de deprinderi, de instincte, e nevoie de ani de zile, de experiență alături de oameni mai experimentați. Ori, din păcate, această profesie a fost crunt lovită de legi din anul 2016-2017 care au invitat la pensie pur și simplu. Și foarte mulți specialiști au ieșit din sistem în vârful carierei, în vârful experienței, plecând nu numai fizic din câmpul muncii, ci plecând cu un întreg bagaj de expertiză, de cunoștințe, de instincte, de trucuri ale meseriei care se pot și trebuie transferate noii generații. Din păcate, sunt mulți polițiști care intră în profesie și nu au fizic pur și simplu ocazia și, eu știu, oportunitatea să beneficieze de o astfel de expertiză. Învață din mers, cum să spun. Și astea sunt cauze structurale. Eu nu știu dacă s-au manifestat aici, nu vreau să fiu înțeles. Mi-a spus o întrebare de sistem, vă răspund cu privire la sistem. E valabil și pentru alte profesii din câmpul de aplicare a legii. Pentru că nu e inginerie, din păcate. Legea e un instrument pe care îl aplică un om. Dacă omul are experiența necesară, o aplică bine. Dacă nu, aplică mecanic și uneori... La droguri în mașină, domnule ministru, să fii ținut 2 ore la secție și lăsați să treci doar după ce faci... Da, fără amante pronță, este un suficient semn de întrebare ca să ridice niște suspiciuni. Domnule ministru, o scurtă întrebare. În licitația pentru BMW-uri, da, era și o componentă pentru achiziția drag testurilor. Da. Nu știu, că n-am desfășurat licitația pentru BMW-uri, dar o să vă răspund în scris dacă doriți, o să cer... Dacă au fost livrate și drag testurile care au O să cer departamentului de achiziții să vă dea un răspuns în scris. Vă rog să lăsați la ofițerul de presă coordonatele noastre și veți primi un răspuns în scris. Nu cunosc detalii despre această licitație. Vă rog. Părinții unei aceste victime reclamă că după accidentul, după ce au avut loc accidentul, iar persoanele care au fost rănite au fost duse la poliție, cele care doar au văzut ce s-a întâmplat au fost duse la poliție, au fost puse în aceeași încăpere să aștepte cu tânărul care a cauzat acest accident. Doar să vă întreb dacă știți această informație, dacă a ajuns și la dumneavoastră și dacă situația care este adevărată reprezintă o încălcare a regulilor. Nu știu de această informație, dar îți spun dincolo de orice regulament că mi se pare complet nepotrivit, dar fără mă, repet, antepronunța pe o concluzie unui raport care urmează, nici nu e nevoie de regulament acolo, ca să înțelegi că nu era chiar oportun, ca să nu spun mai mult, și uman chiar. Nu au anunțat familia Veche decedatei că aceasta a decedat. Familia a aflat de la moare pe chestia asta. Poliția n-a făcut. Pe ce Constanța nu a făcut acest lucru. Să știți că informația mea nu concordă cu a dumneavoastră. Iară nu mă pronunț care e corectă a dumneavoastră sau a mea, dar informația mea din datele care mi s-au fost transmise a rezultat că a fost anunțată mama unei victime. Mama, e adevărat că nu și tatăl. Ce pot să vă mai spun este că nu există o astfel de procedură, deși ar trebui să fie pentru astfel de situații. Nu există o procedură în regulamente. Există o obligație legală într-un anumit moment post factum unui accident de a se informa în scopul unei anumite proceduri. Dar cu privire la genul ăsta de situație nu există o procedură. Acolo iară vorbim de diligențe firești pe care ar fi trebuit să le facă sau le fac polițiști în astfel de situații. Dar, repet, în speță, informația pe care o am este că mama victimei a fost anunțată, nu și tatăl.